dacă acum 6 ani sediul Observatorului Astronomic din Chișinău era invadat de zeci de curioși dornici de a exploata Universul, astăzi acest spațiu s-a transformat într-un loc de refugiu pentru boschetari. Tot ce a mai rămas din telescop este doar această carcasă metalică. Fostul director al observatorului Ion Nacu spune că obiectivul a ajuns în această stare după ce a fost transmis din gestiunea Liceului Real Republican în cea a Centrului pentru Copii și Tineret Artico. După mai bine de 4 ani, Ion Nacu a călcat astăzi pentru prima dată în sediul observatorului. Nu a putut să-și stăpânească emoțiile. Veneau ziua, vreau să vadă pe aici soare, alții vreau seara. În afară de acestea erau cercuri. La cercuri puteau să scrie orice elev în afară, chiar de liceu. Când era cu pola deschisă, aici se lucra până la 11 de noapte, orice trecător care merge pe drum se apropia, se ridicau, o leacă, priveau și acolo, zice, luna. Directorul interimar al centrului Artico susține că nu poate interveni pentru că nu a primit deocamdată toate actele ce țin de gestionarea centrului de la fostul director Aurelia Hâncu. Săptămâna trecută a avut loc ședința Comisiei Parlamentare Educație, Tineret și Sport și toți au fost aici sus, au văzut dezastrul acesta. Trebuie să prezentăm de urgență planul de acțiuni. Sperăm și la niște donații, la niște donatori. Fostul director Aurelia Hâncu nu a fost de găsit pentru a comenta situația. Observatorul astronomic a fost deschis publicului în 1991.